Aprod? Deschide ușile să intre publicul. Da, da, da. Ședința! Curtea cu juri. Comedie de Henri Monnier. Traducere și adaptare radiofonică de Valentin Silvestru. În distribuție Radu Beligan, Silvia Dumitrescu Timică, Demrădulescu, Mircea Șeptilici, Ileana Stana Ionescu, Mihai Fotino, Ștefan Mihailescu Brăila, Horia Căciulescu, Virgil Ogășanu. Regia artistică Dan Puican. În calitatea mea de președinte al tribunalului din al 16-lea arondisment al Parisului, capitala Franței, declar deschisă ședința de azi, 18 octombrie 1896. Domnilor jurați, binevoiți a lua loc. Vă voi ruga să depuneți jurământul pe care vi-l voi citi. Jurați și făgăduiți înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor că veți examina cu cea mai scrupuloasă atenție acuzațiile ce-i sunt aduse lui Jean Hiroux, că nu veți trăda nici interesele acuzatului, nici ale societății care îl acuză, că nu veți comunica absolut cu nimeni până ce nu vă veți depune declarația, că nu vă veți lăsa călăuziți nici de ură, nici de răutate, nici de teamă, nici de afecțiune. Jurăm, jurăm. Domnilor, binevoiți a lua loc. Acuzat, cum te numești? Jean Hiroux. Cum? Jean Hiroux. Vârsta? Păi, 38, da. Cât? 38. Domiciliu? Nu. Profesiunea? Ziler. Cum? Ziler. Bine, da. Unde te-ai născut? La Gala. Unde? La Gala. Unde vine asta? La Gala. Ce departament? La Gala. Liniște, lângă ce oraș? La Gala. Lângă Epinal, departamentul Vos. Da, da, Epinal, Vos, Vos și Epinal. Aprod. Persoana care întrerupe să tacă. Iertați-mă, ca martor credeam că e de datoria mea să luminez justiția, nu? Tăceți? Să vorbiți când veți fi chemat. Da, cum doriți, domnule magistrat, cum doriți. Acuzat, fii atent la lectura actului de acuzare pe care o va face grefierul și ascultă învinuirile ce ci se aduc. Da. Curtea regală, camera de punere sub acuzare, având în vedere că Jean Hiroux e reținut, deoarece în luna octombrie anului trecut, fiind în stare de vagabondaj, a încercat să comită un omor cu premeditare asupra persoanei doamne văduve Lodet, tentativă care nu și-a atins scopul din cauza unor împrejurări independente de voința sa, ceea ce constituie crime prevăzute de articolele 2, 296 și 302 ale codului penal, 270 și 280 ale aceluiași cod. Ordonă ca dosarul să fie trimis domnului procuror general. Ordonă de asemenea ca prin toți aprozii și agenții forței publice numitul Jean Hiroux, în vârstă de 38 de ani, născut la Galar, arondismentul Epinal, departamentul Vosges, ziler, fără domiciliu, înalt de 1,63 m, păr și sprâncene roșii, frunte îngustă, ochi cenușii, nas turtit, gura de-a curmezișul, bărbia țeapănă, barba roșie, să fie prins și adus în fața justiției. Vai, dar nu chiar așa. Onorată curte! Prin mandat de aducere, curtea a ordonat punerea sub acuzație anumitului Jean Hiroux în vârstă de etc. etc. În cursul instrucțiunii au rezultat următoarele fapte. La 17 octombrie, către ora 8:30 seara, pe o vreme ploioasă și friguroasă și în timpul celei mai profunde obscurități, un străin prost îmbrăcat se prezintă la ușa fermei de Zetroa, depinzând de comun argotier, aparținând doamnei văduve Lodet și exploatată de domnul barbier. Poarta fermei era închisă. Individul, voind cu tot din adinsul să-și pună în aplicare funestele proiecte, bate din nou și în mod repetat. Toți cei din fermă se emoționează. Singur domnul barbier își păstrează curajul și sângele rece. După ce își ceartă soția că se lasă înspăimântată, se îndreaptă cu pas sigur și ferm spre poarta pe unde intră de obicei căruțele. Cine e acolo? Strigă el cu o voce puternică și sonoră. Deschideți, dacă nu vă supărați, răspunde un glas necunoscut și tremurător. Deschideți-mi, vă rog, și dați-mi adăpost noaptea aceasta. Nu-i cam târziu, întreabă domnul barbier. Cu toate acestea, îi deschide și îl conduce pe individ într-un hambar izolat de locuință.
Pe urmă se retrage, reintră în sânul familiei, care l-aștepta neliniștită, și nu pregetă să se culce. Pe la ora 1 ori 2 dinspre ziua, un băiat de la fermă aude în curte zgomot de pași. Privește printr-o gaură existentă în ușa grajdului și zărește un necunoscut traversând curtea. Îl lasă să treacă, iese din grajd binișor, fără zgomot, și îl urmărește cu privirea. Necunoscutul intră într-un corp de clădire legat de locuințe și băiatul zărește numai decât o umbră la fereastra camerei locuită de doamna Lode. Se uită cu și mai multă luare aminte și îl vede pe individ înarmat cu un baston, părând a se lupta cu cineva. Dându-și seama că acolo se comite o crimă, fuge într-un suflet spre scară și vede, ieșind din odaie, un om pe care recunoaște a fi străinul. Acest om trece pe lângă el calm, cu privirea fixă, ținând în mână un băț. Se hotărăște să-l lasă să treacă, mulțumindu-se doar să-și spună sie însuși: e un vrăjitor, probabil că a descântat câinii. După care alarmează întreaga casă. Se aleargă în corpuri spre camera doamnei văduve Lode, care răspunde pe jumătate adormită că a fost trezită din somn de un necunoscut ce lovea cu bătăi repetate în lemnul patului, agitând un băț, dar că, în clipa când ea încerca să se scoale, el a părăsit camera. Domnul barbier se duse în cea mai mare grabă la hambar, unde îl găsi pe acuzat scufundat într-un somn adânc, ținând însă strâns în mâini bățul său năduros. Zgomotul de jur îl trezește pe individ. Domnul barbier îi reproșează vehement ingratitudinea și crima sa. Iru declară că n-a ieșit deloc din hambar și că nu înțelege nimic din ce îi se spune. E închis în hambar. În aceste împrejurări, Jean Iru i-a acuzat că, fiind în stare de vagabondaj, a încercat să o asasineze cu premeditare pe doamna văduvă Lode, crimă prevăzută de articolele 2, 290, 262, etc., etc. Martorii acuzării sunt domnul barbier, doamna barbier, văduva Lode, domnul Maclu. Martor al apărării, domnul Prudhomme. Martorii, dacă sunt în sală, să iasă. Ordinea apară, vă rog, mulțumesc. Jean Iru. Jandarm, trezește-l pe deținut. Pleacă de aici, nu? Jean Iru răspunde la întrebări. Mi-e sete. Aduceți un pahar cu apă deținutului. De unde veneai când ai bătut la poarta fermii de Zetroa? De unde veneam? Da. Ah, ce asta e caldă. Lasă. De unde veneam? Deveneam de la Roche, unde... unde fusesem pentru a căpăta ceva de lucru, unde am fost tratat ca un trântor care se roagă la Dumnezeu să nu găsească ceea ce se face a căuta. Făcusem 9 km, nu mai puteam de frig, mâncasem toată ziulica doar o frăvitură de pâine și uite că bat la ușa fermei, mi se deschide, mă culc, adorm, sunt trezit și dus la pușcărie. Liniștește-te, răspunde exact la întrebări. Zici că veneai de la Roche, unde n-ai găsit de lucru. Da, domnule zdefetor, eu hoț, eu asasinor niciodată, eu nu bogat, eu nenorocit, eu sunt, fiu ghilotinat. Eu să bat o bătrână niciodată, eu care am însoțit timp de 3 luni o bătrână oarbă, fără să zice nimic, și care acum e moartă, eu să bat o bătrână, eu să bat un copil niciodată, eu să respect un câine, asta da, lasă-mă pace, lasă-mă jandar, lasă-mă. Uite, ia-mi cravata dacă vrei. Să-mi fiu ghilotinat. Fii calm, liniștește-te. Avocat ai? Da, eu nu nobil, eu nu bogat, eu nu avocat. Eu n-am nimic.
N-am nimic. Vreau să fiu ghilotina. Eu să bat o bătrână, niciodată ne-a să vrea. Liniște. Atunci-ți ghilotina să termină. Aprod, cheamă-l pe primul martor. Marnie! Puțin. Ridică mâna dreaptă. Da. Jur și promit să spui adevărul, tot adevărul, nimic altceva decât adevărul? Jur, da. Lasă mâna jos. Ești rudă sau prieten cu deținutul? Nu. Întoarce-te spre jurat și fă-ți depoziția. Da. Eu cinam cu soția mea și cu ai mei, că nu mai ce aud bătându-se la poarta dinspre uliță. Zic, bun, să întoarce acasă domnișoara mea. Domnișoara mea e vecinul nostru, fermier și el. Să dusese la târg să vândă niște vite. Nevastă mi-a pardon de expres să zice, ba nu, șomele întors de mult, trebuie să fie niște ștrengari. Zic, bun, mă duc să văd ce e. Și chiar mă și duc. Și ce aud? Aud un glas care cere adăpost. Bun, cine ești, zic? Deschide, strigă ăla mereu. Deschid poarta și îl găsesc. Îl găsesc în fața ei, pardon de expres, e pe ăsta, care îmi cere adăpost. Bun. Fără să mă las intimidat, îi răspund. Că e aici de față, poate să confirme. Pe legea mea, zic, așteaptă. Îmi iau lanterna și îl duc într-un hambar. Îl introduc înăuntru, vreau zic, îl introduc în hambar și îl pui acolo, zicându-i, salutare bătrâne. Dar nici nu intru bine în casă, că nevastă mea și zice, ce s-a întâmplat? Îi spun, pardon de expresie, o minciună, cum că ar fi bătut în poartă niște puși la male. Fiindcă albiter, ea nu-i prea curajoasă să primească în cursul nopții oameni despre care nu știe cine sunt. V-ați culcat imediat după ce ați acordat ospitalitate deținutului sau mai târziu? E, păi dracu, de unde? N-ați răspuns la întrebarea mea. V-ați culcat la multă vreme după ce l-ați adăpostit pe deținut? Nu, nu, m-am culcat cam imediat după aia. Da, foarte bine. Și ați fost trezit, deci, în cursul nopții de strigătele argaților de la fermă, da, care în urma vizitei lui Jean Iru în camera soacrei dumneavoastră țipau, săriți asasinul! Da, da, adică sigur că făceau gălăgii. Îmi iau izmenele, apuc, pardon de expresie, pușca, încep să cercetez împreună cu maglu împrejurul casei și nu găsesc nimic. Acum intru în hambarul de la asasinul. Îl văd pe ticălos prefăcându-se că doarme cu scândura lui noduroasă între picioare, ca și cum, pardon de expresie, nu s-ar fi întâmplat nimic. Și ce i-ai spus? Păi, l-am tratat după cum merita. Tâlharule, hoțule și ce mai câte. Că nu există pe lume bandit mai mare ca el și că nu știu ce mă împiedică să-l masacrez. Spune și-mi că se uite la mine, pardon de expresie, cu mutra lui de pungaș și zice că nu înțelege ce avem cu el. Spune și nu mă mulțumesc cu atât și îl încui în hambar, învârtind de două ori cheia în broască. Plec după jandarmi, jandarmii, pardon de expresie, sosesc și îl înșfacă. Mai ai ceva de declarat? Nu cred eu, nu, adică v-am spus tot. Da, treci la locul dumitare. Da. Aprod, introdu alt martor. Doamna Barbie! Îmi ridicați mâna. Care, domnule președinte? Dreapta. Scuzați-mă, nu pot să-mi suflu nasul decât cu mâna asta, țin stânga sus până îi sprevesc. Scuzați, vă rog, asta e situația. Da, jurați și promiteți că veți spune adevărul, tot adevărul, nimic altceva decât adevărul? Da, domnule. Lăsați mâna jos. Sunteți rudă sau prietenă cu deținutul? Eu rudă cu banditul ăsta, cu tâlharul ăsta, cu netrebnicul ăsta? Orice injur e la adresa deținutului e interzis. Oh. Prostiți-vă de poziție. Întorceți-vă către domnii jurați. Bonjour, juriu. Domnilor, pentru că dumneavoastră toți sunteți oameni onorabili, tâlharul de acolo, scuzați, vă rog, acest, în sfârșit, domnul acesta a intrat în casa noastră pentru a o măcelări pe sărmana noastră mamă, pierta femeie. A vrut să o măcelărească, ticălos. Sunt obligat din nou să vă rechem la chestiune. Îl cunoașteți deținut? Ar fi foarte rău dacă ar fi așa, slavă domnului, nu. L-ați văzut în ferma dumneavoastră? Da, l-am văzut, sigur că l-am văzut când l-au luat jandarmii și dacă n-aș fi fost oprită, i-aș fi scos ochii. Barbie, uite-te la mine, uite-te la mine, să-ți înveți minte să mai primești asasin noaptea în casă. Mai aveți ceva de adăugat? Nu, domnule, nu. Atât aș vrea să fie învățat minte să nu mai intre în casele oamenilor pentru a-i ucide și pentru a-i... Destul, destul? Tăceți? Treceți la locul dumneavoastră. Să vină văduva Lode. Să mă ghiloteze. Doamna văduva Lode! Da. Ridicați mâna. De ce? Ridicați mâna. Să ridic mâna? Da, mâna dreaptă. Da. Jurați și promiteți că veți spune adevărul, tot adevărul, nimic altceva decât adevărul? Da, domnule. Lăsați mâna jos. De ce? Lăsați mâna, cum vă spun eu. Mă rog, da, da. Aprod, dă un scaun martorii. Da, luați loc.
Întorceți-vă către domnii jurați și faceți-vă depoziția. Cum? Mă întorc și... Da. Nu vă aud. Da. Vorbiți mai tare. Credeam că e, da. Nu erați culcată când un individ a pătruns în camera dumneavoastră și v-a sculat din somn bătând cu bățul în tăblia patului? Da. Cum? Da. Da, domnule, am crezut că e Maclu. Îl cunoașteți pe deținut? Nu, domnule, credeam că e Maclu. V-a trezit zgomotul pe care îl făcea lovind cu bățul în pat? Da, domnule, credeam că e Maclu. Nu-l puteți recunoaște? Nu, domnule. N-aveți nimic altceva să ne spuneți? Da, domnule, credeam că e Maclu. Treceți la locul dumneavoastră, martorul Maclu. Maclu! Iată-mă. Da, ridică mâna. Da. Jură și promite că vei spune adevărul. Da, tot, domnule judecător, da. Ne ești rudă sau prieten cu deținutul? Eu nu, domnule judecător. Jos. Jos? Nu. Ridică-te. Ridică-te, omule. Ți-am spus să lași jos mâna. Nu să te așezi pe podea. Întoarce-te către domnii jurați. Da. Fă-ți depoziția. Da. Recunoști în acuzat pe individul care s-a prezentat la ferma de Zetroa? Da, cum vă văd și ne vedem. Eu eram în graj când auzirăm cum cineva umblă prin curte. Vedeam cum dă roată prin curte, dar ziceam că e patronul. Da, ne luăm după el, vedem că iar dă roată prin curte. Și atunci ne se face frică. Câinii nu auzim să sufle pe vorbuliță. Nu, dar vedeam că cetățeanul învârte o chioacă mare și învârte și tot o învârte. Atunci o luăm la fugă. Vine și patronul. Ne apucăm să umblăm peste tot, dar nimic, nimic. Atunci urcăm la mătușa Lode care zice: iar ai venit să mă scoli. A trecut spre scară pe lângă dumneata? Niciodată. L-ai întâlnit pe scară? Păi da. A trecut deci pe lângă dumneata? Aș. Ascultă, fii consecvent. Te-am întrebat ceva. Da. Răspunde da sau nu. Păi n-am ce, domn judecător. Nimic n-am ce. Noi suntem oameni cinstiți, da? Ce am văzut, am văzut că omul a vint, dar nu-l cunosc zău, că așa că ce să zic dacă n-am văzut? Dacă n-am văzut, n-am văzut și gata. Te întreb dacă l-ai întâlnit pe scară. Da, bă, domn judecător, noi n-am făcut rău nimănui, că de când suntem la patron, domn judecător, nimănui să n-am făcut. Nu pun la îndoială cinstea dumitale. Da. Te întreb dacă acuzatul a încercat să-i facă vreun rău văduvei Lode. Dânsa mi-a zis că i-a dat cineva cu o scândură în pada. A crezi că sunt eu? Întreb dacă loviturile pe care le-a primit văduva Lode i-au fost aplicate cu intenție. Păi noi l-am văzut din coscândură, dar parcă juca așa și bătea măsura în pas. Îl rog pe domnul președinte să mă ajute în precizarea chestiunii. Probabil că mă exprim rău, dar doresc ca faptul să fie foarte bine clarificat. Faptul pe care îl reclamă domnul jurat e lipsit de importanță. Are foarte multă importanță pentru cei chemați să judece. Bine, domnule jurat, voi pune întrebarea. Maclu, după opinia dumitale, loviturile date de Jean Iru ți s-au părut a fi aplicate văduvei Lode în mod intenționat? Păi, noi nu știm, pentru că el bătea măsura și nouă ne-a spus mătușa Lode, fiindcă eu nu mă sculasem încă atunci când ea zisese că eu am vins să o scol pe ea. Treci la locul dumitale? Da, domnule. Martorul Prudom. Prudom! Da, sunt aici, prezent. Iată-mă, eu însumi. Numele? Joseph Prudhomme. Ocupația? Profesor de scriere corectă, elev al lui Braard și Saint-Omer, expert autorizat pe lângă judecătorii și tribunale. Ridicați mâna. Da, din toată inima. Jurați și făgăduiți să spuneți adevărul, tot adevărul, nimic altceva decât adevărul? Jur în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Sunteți rudă sau prieten cu deținutul? I-aș putea fi, nu-i sunt.
Oricând poți întâlni în familiile cele mai respectabile bandiți, intriganți, fel de fel de... Încetați, întorceți-vă către domnii jurați. Da. Domnilor, sunt umila și prea plecata dumneavoastră slugă. Făceți-vă de poziția. E slugă mea. Domnilor, în calitatea mea de profesor, în speță de profesor de scriere, trebuie să acord sprijinul meu oricui, indiferent de sexul său, care mi se încredințează. Jean Iru a fost unul dintre aceștia. Era un fel de nepot a unui oarecare troșe care l-a determinat să vină la Paris. Paris! Paris, Atena modernă, centru și vată artelor și civilizației, sultana culturii, care... Vă îndepărtați de la subiect. Mă întorc la el, întrucât se pare că o doriți. Sultan, da, am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a-mi arăta demn de încredere pe care unchiul său, Troșan sau Troșe, și-a pus în mine. Cum am mai avut onoarea să vă comunic. Da. Speranță deșartă, domnilor. Eforturi zadarnice. Muncă iroțită. La capătul răbdărilor mele. Definitiv convins de sterilitatea solului ce-mi fusese dat pentru a-l fertiliza, l-am înapoiat celui îndrept. Cum spune și zicala, Jean pleacă precum vine, domnilor. L-am însoțit cu rările mele de mine. Înapoiat în locurile care îl văzuse renăscându-se, veni în sfârșit epoca în care un om ce oprimase prea din calea afară Franța și a cărui ambiție nesăturată, nemoderabilă, își aflase la un moment dat... La chestiune, vă rog, pardon, la chestiune. Pardon, domnule prim-președinte, pardon, domnilor, pardon, domnilor jurați, epoca aceea, când cel pe care pudoarea mă împiedică să-l numesc, cel căruia mamele și copiii... Vă rog din nou să nu vă îndepărtați de la chestiune. Nu, domnule, da, domnule magistrat, cel căruia mamele cu copiii au blestemat multă vreme iubirea pe lume, îl făcu pe Jean Iru să-și părăsească ținutul natal pentru că a înarmat cu o muschetă, în calitate de recrut. Când l-ați revăzut? Într-o zi. Mă plimbasem fără să știu de ce și încotro, gândindu-mă la cu totul altceva, când odată îl văzui îndreptându-se spre mine pe vecul meu discipol. Chipul său vădea nefericire ținuta sărăcia. Mă întrebă dacă îl recunosc. Confirmai că mi-amintesc de el, cu toate că starea și trăsăturile îi erau alterate de libertinaj, domnilor. Atunci el făcu apel la generozitatea mea. Scosei punga chiar din buzunarul acesta, de aici, de la pantalon, domnilor. Mi-aduc aminte că acum, uite așa, hop! Îi dădui 5 franci pronunțând concomitent aceste cuvinte. Dacă acești franci pot folosi fericirii dumitale, ia-i! El îi luă. Eu refuzai semnele expresiei sale de gratitudine, domnule. Nu l-ați întrebat cu ce se ocupă? M-am temut, domnule magistrat, m-am temut să nu-i rănesc amorul propriu. Mai aveți ceva de adăugat? E tot ce am putut, tot ce a trebuit, tot ce a fost de datoria mea să spun pentru a lumina justiția, domnule. Treceți la locul dumneavoastră. Mă folosesc cu grăbire, domnilor, de această ocaziune pentru a mărturisi Franței întregi, Europei și Universului. Aici reprezentate prin domniile voastre, atașamentul meu fără de margini pentru maestatea sa. Treceți la locul dumneavoastră. Pentru maestatea sa și pentru jandarmerie. Destul? Aprot? Voi de afară pe martor. Chiar și în brațele călăului. Trăiască maestatea sa și jandarmeria. Liniște! 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 Are cuvântul domnul procuror general. Domnilor, societatea vine aici să ceară răzbunarea unei crime care a stârnit spaima în ferma de Zetroa, depinzând de comuna Argotier. Îl aveți în fața dumneavoastră pe vinovatul urmărit. N-a fost greu să se demonstreze că, într-adevăr, Jean Iru este vinovatul. E multă vreme de când s-a spus, domnilor, că omul care se situează în afara tuturor virtuților nu poate urma alt drum decât acel al viciului. Angajat cu bună știință în malversațiunile sale tenebroase, Jean Iru trebuia să ajungă mai devreme sau mai târziu în fața dumneavoastră ca o probă evidentă a vechiului adevăr că o crimă precede totdeauna altă crimă. Ce e deci acuzatul? Un simplu ziler, obținând deci zilnic un câștig modic care l-ar fi putut face să trăiască onorabil. Născut odată cu acea revoluție franceză de înspăimântătoare memorie, crescut la școala liberalismului,
Era sub laptele independenței și viața sa rătăcitoare și vagabondă vă dovedește îndeajuns, domnilor, cât de mult a profitat de principiile subversive ale ordinii sociale, a căror prezență în lumea civilizată e un flagel al speciei umane. Ce e asta? Nu vă opriți, domnule procuror general, zgomotul pe care îl percepeți vine din partea acuzatului care a adormit din nou. După aceste reflecții preliminare, care mi-au fost sugerate de tabloul ce aveți în fața ochilor, trec direct la acuzația ce a fost adusă lui Jean Hiroux. S-ar putea pune neîndoios întrebarea domnilor despre partea acuzatului, unde sunt probele? Dar ce nevoie e de probe? Cereți probe? E bine. Uitați oare prezența lui Jean Hiroux în ferma de Zetroa, depinzând de comun argotier? Nici nu pot închipui că ați putea uita acest fapt. Ați ascultat depoziția martorului Maclou. Da. Îngăduiți-mi, domnilor jurați, să readuc în memoria nevastră această depoziție. Era între 3 și jumătate, eu o spun, sau 4, acestea sunt cuvintele căruțașului Maclou. Era, zic eu acum, 3 și jumătate, poate 4, în sfârșit, memoria mea nu mai poate păstra chiar cu atâta fidelitate, ora exactă. Întreaga fermă era cufundată în somnul cel mai adânc. Se odihnea în cea mai dulce pace. Laboriosul cultivator se lăsa legănat de delicile odihnei menite să facă uitate penibilele munci ale zilei. Animalele domestice erau de asemenea cufundate în somn. Cocoșul sfârșise cel de-al treilea cântat al său. Deodată, un sunet neîntrerupt vine să le vestească acestor liniștiți cetățeni un eveniment care avea să-i umple de stupefacție și groază. Zgomotul crește, căruțașul Maclou se îmbracă, aleargă la ușă și vede ce? Un om purtând veștmântul mizeriei și pe a cărui figură erau zăgrăvite semnele unor suferințe fizice și morale. Cine era acest om? Era Jean Hiroux. Ce voia el? Nu noi trebuie să spunem, fiindcă noi îl acuzăm și deci îl interpelăm în această privință. Ce voia el? Dacă intențiile lui erau curate, ce anume îl împingea să bată la poartă la o oră când toți oamenii cum se cade trebuie să se afle în casele lor? Știți bine că nu avea casă. Tocmai aceasta e criba. Așteptam întrebarea. Acum, domnilor jurați, pentru că ne aflăm pe veritabilul teren al acuzării, mi-am rămas puțin pentru a încheia demonstrația clară și evidentă a crimei pe care societatea întreagă îi reproșează lui Jean Hiroux. O repet încă o dată. Prezența acuzatului într-un loc izolat. Un om care umble singur, neînsoțit și apare astfel în mijlocul a 20 de persoane liniștite și onorabile, nu se justifică pentru un gând vinovat? S-a spus pe bună dreptate, crima veghează lângă virtutea care doarme. Căruțașul Maclou dormea. Cine a tulburat somnul? Jean Hiroux! Domnilor jurați, ne-am îndeplinit penibila sarcină pe care societatea ne-a impus-o. Înfrăcinarea aceasta ne-a părut ca îndeajuns de blândă, deoarece aviza oameni care n-ar dori să înșele încrederea ce le-a fost acordată. Ah, domnilor jurați, fără îndoială că e o sarcină penibilă aplicarea unei pedepse, dar omul cinstit trebuie să aibă siguranța că această pedeapsă va servi într-o zi drept lecție celor care, ca Jean Hiroux, vor voi să tărească societatea în mlaștina groazei și a perturbărilor. Are cuvântul apărătorul deținutului. Domnilor jurați, justitia est constans et perpetua voluntas, ius sum quicve tribuendi. Această maximă a regelui legislator al Romii trebuia să-și găsească azi, aici, aplicarea sa, pentru că s-a vorbit despre societate, pentru că în numele ei s-a cerut să se deschidă porțile închisorii și să se pună lui Jean Hiroux lanțul sclavajului. E rândul apărătorului, al cărui mandat e plin de noblețe și de demnitate, să facă a fi auzită vocea rațiunii și a omeniei. Justiția est constans et perpetua voluntas, ius sum quicve trebuendi. Domnule avocat, încercați să puneți mai puțină erudiție în pledoariile dumneavoastră și să folosiți mai puține citate. Domnule președinte, credeam că erudiția nu poate fi vătămătoare într-o pledoarie, dar dacă domnul președinte dorește, pot să traduc citatul. Traducerea e tot atât de inutilă ca și citatul. Spuneam așadar, domnilor jurați, înainte de a fi întrerupt de domnul președinte, spuneam deci, justiția est constans...
Mă opresc, domnilor, și continui în limba noastră natală. Să încercăm a examina aceste fenomene diverse. Oh, pardon, m-am zăpăcit. Mă aflu la pagina 3 a pledoariei mele, când de fapt trebuia să reiau de la pagina 1, unde sunt preocupat de teoria somnului. Un savant a spus: somnul e acea stare de amorțire în care omul, izolat de obiectele exterioare, prin inactivitate forțată a simțurilor, nu trăiește decât o viață mecanică. De când a fost azburit pe pământ, omul resimte nevoia de odihnă, mai cu seamă atunci când e foarte obosit ori după ce mănâncă foarte bine. Dar cum se produce oboseala? Ea provine din muncă sau din lipsa alimentelor, ori din dieta alimentară, această sperietoare a insulii modern. Orice individ din natură trebuie să aibă parte de binefacere nutriției. Pentru ce să-l acuz de crimă? Să aplicăm speciei, domnilor, să aplicăm, zic, speciei principiile conservatoare ale ordinii sociale și să vedem dacă clientul meu trebuie pus în afara acestei maxime a legislatorului Romei. Justiția este Constans, cunoașteți restul, domnul, știu, nu voi continua citatul. S-a vorbit despre originea acuzatului. Ați fost informați că s-a născut odată cu revoluția de înfricoșătoare memorie. Dar și eu, domnilor, m-am născut în acea furtună revoluționară. Furtuna a urlat deasupra leagănului meu. Secura ucigașă m-a lipsit de laptele matern. Ea a tăiat sforile scutecului în care mă aflam și în această stare am supt și eu, împotriva voinții mele, din laptele principiilor independenții și al libertății. Țipar valicet componere! Pardon, domnilor, greșesc, citatul acesta îl voi folosi mai încolo. Așadar, cum spuneam, am băut eu însum principiile libertății și independenții și al libertății, libertas respectis adolescentes. Când Mirabeau, urcându-se la tribună, da, a spus... Domnule avocat, da, mă simt nevoit să vă reamintesc încă o dată că nu e vorba să face aici un curs de istorie. Apărarea ce vă revine e atât de simplă că ați fi putut să o fi încheiat de mult. Experto crede Robert, spune proverbul, și cu aceste vreau să mă refer la domnul președinte. Spuneam, domnilor, nu. Pardon, procurorul aș vrea să-i spun. Unde sunt probele crimei? Căci, în fine, domnilor, delictum est factum iure prohibitum, vetris dolo alternas privatim leodictus. Aici, unde și ce e de apărat? Oare faptul că acuzatul e somnambul? Doar atunci domnul procuror general să facă procesul somnului? Morfeu, domnilor! După cum spunea Chompré în dicționarul său, Morfeu sau somnul e reprezentat astfel: păr blond cu coroană de flori de mac. Ori florile de mac, vă domnilor! Declar, da, că dacă continuați digresiunile dumneavoastră, vă voi lua cuvântul și voi încredința apărarea unui avocat din oficiu. Cel care pledează din oficiu o face de obicei pentru că nu are alte cauze de apărat. Ori el n-are cauze de apărat fiindcă nu știe să pledeze, domnilor. Deci un avocat din oficiu nu știe să pledeze. Argumentum ad hominem continuum, adică continui. În rezumat, domnilor, nimeni n-a pățit nimic. Probele lipsesc, nu se poate pronunța nicio condamnare. Acum v-am demonstrat de o manieră clară și lucidă nevinovăția acuzatului. Depun povara părării și vi-l încredințez dumneavoastră, domnilor, pe Iru, o fi având un tată. Păi dacă are, trebuie să fie foarte bătrân, cocoșat de greutatea anilor. El așteaptă probabil ziua când omul trebuie fatalmente să părăsească această lume pentru alta mai bună. Îndepărtați-l pe fiul său de eșafod. Condamnarea acestui om, pe care o veți pronunța poate mai târziu, să nu facă roșii părul alb al bătrânului onorabil care i-a dat viață. Faceți-l să reintre în sânul societății căruia este chemat a fi una din cele mai frumoase podoabe. Dați-i posibilitatea să-și aleagă o tovarășă de viață. Nu vreau să mă sor, nu, mai bine la ghilotină. Să-și ia, cum ziceam, domnilor, o tovarășă de viață, să le insufle copiilor săi adevăratele principii. Iertați-mă, domnilor,
Iertați-mi emoțiunea, căci e natural. Solicit indulgența curții pentru nefericitul meu client. A fost. Liniște, liniște. Acuzat? Da. Mai ai de adăugat ceva în apărarea dumitale? Ce să vă, să fiu ghilotinat. Eu să bat o femeie bătrână, niciodată. Eu nu nobil, nu. Închid dezbaterile. Scuzați, domnule președinte, dar am uitat să răspund principalul argument al procurorului. Iertați-mă, domnule avocat, este o greșeală ireparabilă. Legea interzice a se mai acorda cuvântul apărării ca și acuzării după ce președintele declară dezbaterile închise. Bine, dar domnule... Numai el singur mai are cuvântul pentru a rezuma dezbaterea. Dar dacă în acest rezumat nu veți rezuma totul, domnule președinte, dacă veți lărgi acuzarea strangulând apărarea. Acest lucru nu se poate întâmpla. S-a mai văzut totuși, domnule președinte. Dar... Observația nu poate fi luată în seamă. Vom fi atât de scurți pe cât ni se pare că o reclamă acest proces. Un nenorocit, covârșit de oboseală și mizerie, se prezintă la o fermă unde ospitalitatea stăpânului îi oferă un adăpost. De îndată simțurile sale ațipesc. Totuși somnul îi e agitat. E asediat de vise. Din această stare neliniștită el nu întârzie să treacă la somnambulism. Atunci se scoală, se duce în odaia văduvei Lode, se apucă să danseze și să lovească cu bastonul său în patul în care doarme bătrâna. Totuși nu o maltratează, se reîntoarce în grajdi și se culcă pe patul său de paie. Somnul binefăcător și odihnitor îl ajută să uite mizeria și foamea. E însă trezit de fermier și arestat ca asasin. Iată întreaga afacere. I-ați ascultat pe domnul procuror și pe domnul avocat. Ar însemna să abuzez de timpul dumneavoastră reamintindu-vă argumentele pe care le-au desfășurat aici și care, fără îndoială, n-au rămas fără ecou în cugetele dumneavoastră. E momentul să hotărâți între acuzare și apărare. Dar nu uitați împrejurările în care Jean Iru a intrat în camera văduvei Lode. Și pentru că în acest proces s-a abuzat de citate, veți avea bunăvoința, am trece cu vederea încă unul, pentru că, pentru că astfel să putem răspunde chiar cu ajutorul autorului mai înainte citat. Omul care doarme nu mai e omul social. Legea nu-l mai poate protegui, dar nici nu-i poate porunci. În aceste circumstanțe sunteți chemați să vă pronunțați asupra problemelor pe care am avut onoarea de a vi le supune. Prima, Jean Iru e vinovat de a fi încercat la 17 octombrie uciderea cu premeditare a văduvei Lode. A doua, a comis el această tentativă pe când se afla într-o stare de vagabondaj? Dacă asupra uneia sau alteia din aceste două probleme veți avea un aviz afirmativ prin majoritatea simplă de 7 contra 5, veți binevoi a face cuvenita mențiune pe marginea fiecarei probleme în parte. Ședința se suspendă. Domnule șef al juriului, binevoiți a face cunoscut răspunsul dumneavoastră. Onoarea și conștiința noastră în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, declarăm la ambele chestiuni în unanimitate, nu. Acuzatul nu e vinovat. Bravo! Bravo! Onoare veșnică magistraturii franceze! Bravo! Bravo, domnilor! Ochii sunt scăldați în lacrimi. Articost oroarea lumii să-l condamne pe Manifestările de aprobare și de dezaprobare sunt interzise. Jandarm, trezește acuzatul. Așa. Grefier, citește declarația juriului. Declarația juriului asupra celor două chestiuni e nu. Acuzatul nu e vinovat. Având în vedere declarația juriului, din care rezultă că Jean Iru nu e vinovat de crimele care îi se imputau, în virtutea puterilor care ne sunt conferite de lege, îl declarăm pe Jean Iru achitat de acuzația ce i-a fost adusă. În consecință,
ordonăm să fie pus imediat în libertate, în cazul când nu e reținut pentru vreo altă cauză. Ce? Ridic ședința. Stai, nu, 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 nu. Nu, eu fac apel. Fac apel. Nu, vă rog, nu te faci, fac apel. Nu vă las. Ați ascultat Curtea cu juri, comedie de Henri Monnier, traducere și adaptare radiofonică de Valentin Silvestru. Distribuția a fost următoarea: Jean Iru, Demrădulescu, președintele Mircea Șeptilici, procurorul Radu Beligan, artist al poporului, avocatul apărării Mihai Fotino, doamna Lode, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, domnul barbier Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, doamna barbier Ileana Stana Ionescu, Prudom Virgil Ogășanu, Maclu Horia Căciulescu, grefierul Ștefan Niculescu Cadet, aprodul Gheorghe Novac, reprezentantul juriului Gheorghe Oprina. În alte roluri Ion Pascu, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Regia de studio Rodica Leu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.